General locotenent cu 3 stele în retragere, veteran de război Aristide Cehan. Este o mare personalitate din România care, prin modelul de onoare, virtute și devotament, a câștigat mari victorii pe câmpul de luptă, dar și respectul întregii lumi. Generalul a fost decorat prin înaltul decret regal din 11 decembrie 1946 cu Ordinul Militar de Război Mihai Viteazul pentru curajul și sângele rece cu care și-a condus subunitatea în luptele împotriva trupelor germano-maghiare din sectorul vest, comuna Gaia-Rad. În ziua de 13 septembrie 1944, generalul locotenent luptă personal în prima linie, trăgând cu pușca mitralieră contra inamicilor și reușind astfel să pună la punct siguranța bateriei înspre est. O zi mai târziu, pe 14 septembrie 1944, cu foarte puțini oameni, 40 de ostași, a respins 3 atacuri masive ale inamicului, provocând pierderi de peste 1000 de morți și răniți. Drept mulțumire pentru actele sale de vitejie, acesta a fost înaintat în gradul de general locotenent și a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Galați, 1 decembrie 2013. În semn de recunoștință, ne înclinăm în fața acestui erou care ne face să fim mândri că suntem români. Bine, Dumnezeu să ducem bine. Patriotismul nu și un sentiment care nu se dirigează. Văd mare panoramă cu tricolorul nostru, cel mai mare, cel mai întins din toată lumea, suntem prinși în Guinness-ul ăsta mondial, cel mai mare steag din lume. Dar nu aveam un steag în liceu militar, în școala militară. Asta avea un dulap special în care era ținut în cabinetul comandantului. Era scos numai la zile mari și la mormântări. Deci îl vedeai rar. Dacă îl vedeai, te făceau fiori. Societatea merge înainte. E un organism viu care se desfășoară în timp. Ce a făcut generația mea nu se potrivește cu generația noastră. Condițiile care am trăit sunt cu totul diferite. Mi-aduc aminte, era după război. Erai foarte bucuros să ai un litru de ulei în casă, să ai un kilogram de mălai. Eram la Roman cu gardizoana după război și plecam la Dorohoi. Avea gratuit ficarea ferată, tot din cauza acestei decorații, Mihai Vitel. Plecam sâmbătă, vineam duminica și acolo îi lăsam mamei bani cât aveam, că aveam 1 milion sold. 1 milion, nu credeți că era mult, era 3 kg de mălai. Dar la Dorohoi era o zonă unde seceta n-a fost așa de cumplită și se mai găsea ceva. Și lăsam bani mamei și cumpăra 1-2 litri de ulei, câțiva puișori care îi curăța ea și îi dădea gata, pregătiți, îi ducem acasă. Și plecam în fiecare săptămână ca să pot să aduc. Nici ea nu putea să găsească mai mult, că nu era, era greu. Dar ea se dădea peste cap, că doar de acolo erau din zonă și mai aveam rude, mai aveam cunoscuți. Să-mi spuneți de ce sunteți mândru că sunteți român? De ce? De ce sunteți mândru că sunteți român? Că bănuiesc că sunteți mândru că sunteți român, că purtați haina militară, nu? Nu aș vrea să spun, dar am rădăcini adânci în pământul ăsta. Aici m-am născut, rudele mele, părinții, moașii și strămoșii mei au trăit aici. Mă simt legat. Am umblat, am venit de la Berlin până la Galați, dar nicăieri n-am văzut flyer și peisaje așa de frumoase ca în țară. Mi-au plăcut, am trăit pe ele. Un deal, când îl văd, mi-aduc aminte de cum îmi dădeam drumul cu salia pe dealul din jurul satului sau din sat.
că avea o colegă care cobora. Cum să nu fiu legat? Ați legat de fiecare firișor de iarbă. Că aici am trăit. De asta sunteți mândru că sunteți român. Da, sunt mulțumit. Vă dorim sănătate multă. Să fiți sănătos, să vă țină Dumnezeu. Și vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru această țară.